Violeta Morjan este acuzată că ar fi falsificat mai multe documente privitoare la procedura de adopție a Sorinei, conform referatului obținut de Q Magazine. De asemenea, potrivit celor consemnate în referat de către procurorul de caz Mihaela Iorga Moraru, presupusele falsuri ar fi determinat judecătorul de caz să săvârșească fără vrerea lui infracțiunea de fals intelectual, atestând îndeplinirea nereală în fapt a condițiilor prevăzute de lege pentru deschiderea adopției în cazul Sorinei. Practic, autoritățile statului confirmă versiunea familiei care a crescut-o pe Sorina, care a spus mereu că asistenta maternală Mariana Șarămăt nu a semnat nicio declarație prin care renunța la adopția fetiței și că un asemenea document este fals. Și procuroarea Maria Pițurcă, cea care o brusca pe Sorina în ziua smulgerii ei de la familia Șarămăt, a fost pusă sub urmărire penală. Violeta Morjan este femeia care chiar în seara zilei în care fetița a fost luată de la familia Șărămăt, a fost blocată câteva ore într-un autoturism, în fața unui restaurant din Brebina, de către mulțimea furioasă. De altfel și Procurorul General al României a trimis Curții de Apel Craiova o cerere în care acuză angajații DGASPC Mehedinți de încălcarea legii în cazul Sorina, inclusiv prin scoaterea eronată a copilului spre adopție internațională. Instituția Procurorului General a cerut revizuirea adopției, dar Curtea de Apel Craiova a respins astăzi cererea.